Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să gândim împreună teme legate de procesul de creștere și educare a copiilor noștri, pentru ca în timp ce ei cresc, să creștem și noi și să ajungem să ne îndeplinim mandatul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu, și anume acela de a-i crește și de a-i vedea propășind. Sunt Dora Purel și invitatul meu de astăzi este Rea Brudan, pastor al Bisericii Via din Cluj-Napoca, tată de doi băieți, bunic de coleg, doi nepoți. Bunic de doi nepoți, coleg, șef. Tema de astăzi s-ar putea să fie pe alocuri sau să pară pe alocuri puțin teoretică, dar credem că are implicații profunde și practice asupra felului în care privim la copiii noștri, asupra felului în care ne raportăm la ei și la creșterea lor. Așa că vom discuta astăzi despre fundamentele sau bazele educației creștine. Și când vine vorba de educația copiilor noștri, te-aș întreba, Rei, care sunt premisele de la care plecăm? Cum ne uităm la copiii noștri, pentru că știm că premisele de la care plecăm vor determina acțiunile pe care le avem și felul în care ne raportăm la ei prin comportamentele noastre. Da. Când vorbim de creșterea copiilor, mă întreb de unde ne extragem sursele, resursele, de unde știm cum să-i creștem. Așa că prima mea afirmație cred că este următoarea. Dacă vrei să înveți cum să-ți crești copiii, adică niște ființe umane, trebuie să apelezi la inventatorul ființei umane. Așa, după cum ai în față un obiect pe care nu l-ai văzut în viața ta și ești întrebată la ce folosești acest obiect, te uiți la el, îl întorci pe toate părțile și nu prea îți dai seama oare la ce se folosește. Ca să afli la ce e bun, la cum se folosește, trebuie să apelezi la manualul de instrucțiuni. Așa că când vine vorba de creșterea copiilor, manualul de instrucțiuni este Sfânta Scriptură din punctul meu de vedere. Trebuie să apelăm la inventatorul omului ca să vedem cum ne ocupăm, cum ne creștem copiii, ființe gândite și create de el. Cred că ai dreptate și de când suntem mici, mai ales în contextul nostru evanghelic, suntem educați și învățați că manualul nostru este Scriptura și el conține răspunsurile pentru toate problemele noastre mai mici sau mai mari de care ne lovim în viață. Dar trăind într-un anumit context cultural, într-o anumită societate, într-o anumită perioadă de timp, vedem că suntem puternic influențați de curentele în vogă sau de teoriile care vin în special dinspre științele sociale. Mă gândesc că ele toate au un impact și prin media și prin conținutul pe care îl găsim în online. Putem vedea că sunt anumite teorii și anumite premise de la care se pornește în educarea copiilor, care ne influențează practica de acasă. Care ar fi câteva dintre aceste teorii? Da, în primul rând aș vrea să zic că Biblia este o carte selectivă. Ea nu este o carte despre creșterea copiilor. Scopul Bibliei este altul, dar în ea, pe paginile ei, putem descoperi, găsim diferite principii de educație a copiilor. Așa că nu-i de mirare că cu anumite rădăcini în Scriptură, tot felul de școli de gândire încep să-și promoveze și să dezvolte tot conceptul ăsta de creștere a copiilor. Așa că dacă este să vorbim, să reducem undeva la minimum școlile de gândire, rădăcinile de unde izvorăște tot ce înseamnă creșterea copiilor, cred că le-aș putea aduce la trei școli de gândire, trei școli masive, importante, majore de gândire, oarecum antagonice și într-o mai mare sau mai mică măsură în discrepanță cu Scriptura. Și cele trei școli le-aș numi așa, școala freudiană, școala umanistă și școala behavioristă. Fiecare din ele conține un sâmbure de adevăr, cum ziceam, are o rădăcină extrasă dintr-un adevăr care se conformează principiilor Scripturii, dar aceste școli de gândire ajung la niște concluzii greșite din cauza că pleacă de la niște premize greșite.
Deci, școala freudiană, umanistă și behavioristă, cred că stau la rădăcină, la fundamentul a tot ceea ce înseamnă astăzi teoria educației copilului. Bun, hai să le luăm pe rând atunci. Să le luăm pe rând. Școala freudiană. Principiul esențial, miezul școlii freudiene, este principiul determinismului psihologic. Adică comportamentul uman este determinat de experiențele copilăriei timpurii. Și freudienii aceștia te vor conduce într-o arheologie psihologică, dacă vrei, căutând să găsească o legătură între copilăria ta, deci părinții tăi, și problemele tale de azi, problemele pe care le ai azi. Astfel că freudienii vor veni cu teorii diverse. De exemplu, dificultatea de a te angaja într-o relație se datorează divorțului părinților sau atmosferei aspre din familie sau așa mai departe. Mereu, problema ta de astăzi, din punctul lor de vedere, are o rădăcină undeva în trecutul tău, în copilăria ta. Ei vor să găsească ceva și cu siguranță vor găsi. E bine, problema este că dacă vei merge la 5 terapeuți diferiți, aceștia 5 vor găsi cauze diferite și nici una verificabilă. Din punctul meu de vedere, cred din toată inima că copilul nu este tatăl adultului. Cred din toată inima că experiențele negative din copilărie nu te predestinează să devii un adult problematic, după cum nici experiențele fericite din copilărie nu te predestinează să devii un adult fericit. Și dacă este să privim din perspectivă creștină această teorie, putem vedea pe paginile Scripturii o mulțime de exemple de oameni care, în ciuda unui trecut nefavorabil și a unor experiențe dramatice în copilărie, au reușit să persevereze în credință, au reușit să depășească acele evenimente și să devină oameni perfect funcționali și perfect sănătoși. Corect. Și îmi vine în minte exemplul lui Iosif. Adică luăm viața lui Iosif și merge contra teoriei freudiene până la urmă. Iosif își pierde mama, frații lui Rau Maxim vor să-l omoare, până la urmă, printr-un artificiu, este vândut sclav în Egipt de proprii lui frați. Apoi, în Egipt, ajunge în închisoare din motive cât se poate de nedrepte. Stă în închisoare vreo 2 ani de zile și când iei un copil la vârsta respectivă, la vârsta adolescenței, preadolescenței, când trece prin toate aceste traume, te întrebi, sunt aceste experiențe îndeajuns de traumatizante pentru a transforma o victimă într-un viitor călău? Și noi am spune da. Și totuși, continuăm istoria lui Iosif pe paginile Scripturii și vedem că raportarea lui la frații săi a fost pur și simplu copleșitoare. Adică, datorită Dumnezeului său, Iosif nu a devenit un călău. De ce? Pentru că a ales, și ăsta este cuvântul cheie, pentru că a ales să nu joace rolul victimei, ci rolul solului lui Dumnezeu pentru salvarea propriei sale familii. Așa că, până la urmă, dacă ne gândim la contribuția asta lui Freud în conceptul, în toată teoria educației, contribuția principală lui Freud este mutarea vinovăției de pe umerii persoanei problematice pe umerii părinților. Cumva ei, părinții, sunt cauza problemelor copilului. Comportamentul copilului este doar un efect. Asta este contribuția, mi se pare, esențială, firul roșu care trece prin toată teoria freudiană. Pe când perspectiva biblică mi se pare că este alta. Este Scriptura, mi se pare că susține cât se poate de clar că forța modelatoare, cea mai puternică în viața unui om, este alegerea personală, este voința liberă. Sigur, deciziile pe care le luăm sunt influențate de experiențele copilăriei, fără îndoială, sunt influențate de factorii socioeconomici, de cultura în care creștem, categoric, de presiunea mediului. Dar când toate sunt bune și făcute, omul este total responsabil de alegerea făcută. Nu există scuze. Așa că, aducând lucrul acesta în pragul copiilor sau a creșterii copiilor, a educației copiilor, puterea de alegere a copiilor este mult mai puternică decât puterea de educare a părinților. Și cred asta din toată inima. Părinții își pot da toate interesele, își pot da, pot pune tot ce au mai bun în creșterea copiilor. Copilul alege până la urmă. Dacă ar fi să ne gândim la Adam și Eva, de exemplu, care
au avut un părinte perfect. Exact. Care n-a greșit cu nimic. Oare ce învățătură am putea extrage de acolo? Exact, foarte bun, foarte bun exemplu. Adică ce determinism psihologic a fost în cazul lor? Adam și Eva îl au ca părinte pe Dumnezeu. Ce determinism psihologic a fost acolo? Poate că Freud ar spune ceva de genul că Eva a avut resentimentul faptului că a fost creată a doua și astfel a perceput pe Adam ca fiind copilul favorit al lui Dumnezeu. Eu știu, ispitirea lui Adam a fost un mijloc pasiv-agresiv de a-l coborâ pe Adam în locul lui Dumnezeu și lucruri de felul acesta. Nu există nicio psihologie în spatele căderii. Există doar ceea ce animalele nu posedă, voința liberă. Cu alte cuvinte, mediul și experiențele copilăriei, da, ne influențează mersul vieții. Și aici, doar ca să nuanțăm puțin teoriile lui Freud, care a avut un impact și o influență marcantă pentru tot ce a urmat în domeniul psihologiei, referitor la inconștient, referitor la felul în care se depozitează practic în mintea noastră în urma experiențelor pe care le avem, lucruri care ne influențează alegerile și îi dovedit că în timp suntem vulnerabili datorită experiențelor pe care le avem. Asta nu înseamnă că nu putem alege altfel și asta nu înseamnă că adulți fiind nu putem schimba macazul pe care s-ar fi putut ca unele evenimente traumatice din trecut să ne placeze. Corect. Aș interveni aici cu poate cu un exemplu pentru mine foarte tulburător în care am văzut această arheologie psihologică pusă în funcțiune în cazul unei persoane pe care o cunosc bine și a cărei viață a ajuns devastată pur și simplu de exercițiul freudian de a merge în copilăria ei. Avea o relație excelentă cu părinții ei, era la facultate, terminase facultatea, intra într-un job foarte bun și într-un anumit context intră în povestea, citind niște cărți, un club de carte, de lectură, în toată povestea aceea, a ajuns să intre, să coboare în copilăria ei, să găsească lucruri care n-au fost acolo. Și disperarea părinților, când a refuzat să mai discute cu ei, cumva în arheologia asta în care a fost condusă, a ajuns cu gândul la faptul că părinte, că taică-s-o a abuzat-o și are o amintire că a ținut-o odată pe genunchi. A refuzat relația cu ei, a rupt orice relație cu ei, părinții vin la Cluj să o caute cu disperare, o găsesc, le trântește ușa în nas și acuzația este undeva la un an de zile, doi ani de zile, trei ani de zile, mi-ați făcut voi ceva. Părinții au fost absolut devastați și nu puteau să înțeleagă. Când au vorbit cu mine, au spus, stai puțin, am avut relații excelente până acum. Ajung la 20 și un pic de ani și n-am avut nici o problemă niciodată. Dintr-o dată aș aduce aminte ce s-a întâmplat. Iar așa mi se strânse inima când am văzut cum un exercițiu foarte greșit conduce la niște relații rupte pe gratis, neverificabile. Cum putem regla acasă lucrurile astea sau în mintea noastră? Cum putem să ne plasăm de partea Scripturii și să avem perspectiva pe care Dumnezeu o are asupra felului în care suntem influențați de experiențele noastre? Categoric. Dacă sâmburile de adevăr în abordarea școlii freudiene este faptul că mediul și experiențele copilăriei ne influențează mersul vieții, dar nu implacabil, fără putința de a le învinge. Asta este sâmburile de adevăr. Care este aplicația practică imediată pentru un părinte? O aplicație este următoarea. Nu te învinovăți gratuit pentru eșecurile de comportament ale copiilor tăi, pentru că până la urmă ei sunt responsabili de alegerile lor. Oricât de bun părinte ai fost, tu nu-l poți obliga pe copil, pentru că are voință liberă. Așa că o aplicație imediată este nu îți asuma vinovăția gratuit. Sigur, poți să ai motive pentru care te învinovățești și ai făcut greșeli, nimeni nu spune asta, dar analizează-ți foarte bine eventualele acuzații sau vinovății pe care le resimți și nu te încărca cu vinovăția asta peste măsură, pentru că până la urmă copilul alege, are voință liberă și alege cum merge mai departe.
Și o a doua aplicație a sâmburului de adevăr, dacă vrei, din școala freudiană, este următoarea. Nu-ți fie teamă ca părinte să iei măsurile necesare împotriva neascultării. Pentru că s-ar putea părintelor să fie frică să ia anumite măsuri de teama că va fi acuzat mai târziu, de teama acuzațiilor ce vor putea fi aduse cândva. Și atunci ești cumva blocat, stai puțin, nu cumva să acționez într-un fel în care cred că ar fi bine, de teama acuzațiilor ulterioare că din cauza mea s-a întâmplat sau a ajuns copilul unde a ajuns. Eu cred că atunci când iei măsurile din iubire, cu motivații corecte, nu avem de ce să tremurăm pentru eventualele consecințe negative sau alegeri negative ale copilului. Astea ar fi două aplicații imediate ale sâmburelui de adevăr din școala freudiană. Hai să mergem mai departe la a doua școală de gândire pe care o menționai, și anume școala umanistă. Care sunt premisele de la care au plecat promotorii acestei școli, Maslow, Rogers și alții din Breaslă? Da, în esență, școala umanistă vine cu două premise pe care își clădește absolut tot ceea ce susține. Premiza numărul 1 este: copiii sunt fundamental buni în natura lor. Și premiza a doua are de-a face cu stima de sine. Înalta stimă de sine este esențială în dezvoltarea emoțională a adultului. Acestea sunt cele două premize fundamente ale școlii umaniste. Aș mai adăuga aici un citat chiar de-a lui Maslow, cred că. El zice așa: dacă îi lăsăm la libera lor voință, animalele, aici includeau și oamenii, vor căuta ceea ce este cel mai bine pentru ei. Mm-hmm. Vor căuta binele, mm-hmm, dacă sunt complet liberi și dacă le oferim cadru ca să o facă. Numai că binele pe care îl cauți, binele tău pe care îl cauți, s-ar putea să fie un rău imens pentru cel de lângă tine. Și aici e problema cea mare. Când pleci de la ideea că omul este fundamental bun și când clădești pe povestea asta, lucrurile o iau razna. În teoria lor, lucrurile sună cam așa: copiii fac lucruri rele pentru că natura lor sfântă a fost coruptă de adulți de-a lungul vieții lor. Și cumva copilul se naște inocent, bun, și noi îl stricăm, noi, societatea, îl stricăm pe parcursul creșterii sale. Dar undeva, în esență, copilul este bun și de aici trebuie să plecăm cu totul. Mă îndoiesc foarte tare că e adevărat, iar perspectiva biblică este categoric opusă. Biblia ne spune în mod foarte clar și în repetate rânduri că natura umană este coruptă, că fiecare copil care se naște este un potențial călcător de lege. Natura umană este fundamental păcătoasă. Asta este premiza Scripturii și este foarte bine menționată și subliniată în Scripturi. Poate ne este greu să acceptăm ceea ce urmează, dar sunt suficient de mulți psihologi care spun foarte clar, cu cuvinte mai dure sau mai puțin dure, adevăratul sociopat, și aș pune niște ghilimele aici, se formează din anii prunciei, undeva de pe la 2 ani în sus. Și fac anumite paralele între copilul de între 2 și 5 ani și viitorii sociopați sau sociopații care există. Și anume, analogia lor este următoarea: ceea ce îmi doresc merit să am. Asta gândește sociopatul. Copilul între 2 și 5 ani, ceea ce își dorește, apucă, nu stă pe gânduri, nu se gândește la binele altuia. Pentru că merit să-l am, scopul scuză mijloacele. Dacă îmi trebuie ceva, îl iau cu forță, îi dau un cap. La fel face un copil între 2 și câțiva ani, la fel face un sociopat. Regulile nu mi se aplică, nimeni și nimic nu are dreptul să-mi stea în cale. Și această paralelă este destul de interesantă și ne vorbește despre natura asta păcătoasă. De fapt, hai să mergem la Jean Piaget, care este un inițiator a psihologiei și a educației. El spune foarte clar că în timpul primilor 2 ani de viață, copilul este egocentric. Copilașul care începe să umble este o fabrică de comportament antisocial și toți care am avut copii putem să recunoaștem lucrul acesta. Copilul de câțiva anișori, el nu trebuie învățat să lovească,
să mintă, să distrugă, să fie egoist, le face de la sine. Sunt în natura lui și vedem pe copii în micul lor cerc social, la grădiniță, la creșă, la grădiniță, cu prietenilor. Copilul nu își trebuie învățat să lovească, să mintă sau să distrugă. Eu cred că psihologia umanistă nu poate explica câteva lucruri. N-are cum să explice violența timpurie. Copilul care se aruncă pe jos și urlă când refuz să-i faci pe plac. E un fel de strigătul lui, criza lui pe care și-o exprimă în fața ta. Este un fel de cum de îndrăznești tu să-mi respingi dorința mie, centru universului. Și când mama îl ridică, copilul o pleznește peste față. Și am văzut lucrul ăsta de N ori. Lovitura este un accident? Eu nu cred că este un accident. Uite-te la fața copilului. Copilul o lovește pentru că vrea să o lovească, pentru că nu i s-a făcut voia. Cum explici lucrul acesta? L-a învățat mama vreodată să o lovească? Este ceva ce mama i-a arătat cum să facă când e luat în brață să-i tragă una? Copilul nu trebuie învățat să lovească. Apoi, mă întreb cum pot explica, sau psihologia umanistă, cum pot explica minciuna? Prima minciună spusă de un copil, interesant, seamănă perfect, perfect, cu prima minciună spusă de om. Nu eu, nu sunt eu de vină. Asta face orice copil, l-ai prins cu ceva, nu eu. Imediat ascunde. De ce? L-a învățat mama, fii atent când cineva, când faci ceva ce nu trebuie, spui repede că altcineva, nimeni nu-l învață, este în el, este în natura lui. Ce să mai vorbim de neascultare? Un părinte ar vrea să fie ascultat. Când cere copilului să facă ceva anume, aproape putem vorbi despre o cruzime în plăcerea de a face exact opusul. Te rog să faci aia. Nu, el face exact invers. De unde? L-a învățat vreun părinte? Încă nici nu a apucat să intre în societate, să-l strice societatea. Dar copilul este violent, minte și nu ascultă, pentru că natura noastră păcătoasă începe să-și scoată capul la iveală. Ceea ce Scriptura ne învață foarte clar. Omul are o natură păcătoasă. Nu este bun în sine. Dimpotrivă, el se naște fără păcat, dar natura lui este păcătoasă, are o înclinație spre a face rău. Și pe măsură ce crește, înclinația aceasta se manifestă. Haideți să vedem care este perspectiva asupra stimei de sine în câteva cuvinte doar. Da, știm că părerile sunt multe și împărțite, dar dacă ar fi foarte succint să trecem prin conceptul ăsta, care e înțelegerea cu privire la el și cum ne influențează asta felul în care îi vedem pe copii? Da, mai ales că povestea cu sau ideea stimei de sine implementată în educația copilului deja are 50, 60, 70 de ani de istorie, abia acum îi se văd cel mai bine rezultatele, dar da, a doua premiză a școlii umaniste este aceasta, o înaltă stimă de sine este esențială dezvoltării ființei umane. Și ei continuă aplicând principiul acesta în felul următor, un răspuns negativ la comportamentul copilului va cauza o scădere a stimei de sine, lauda în schimb o va crește. Merg mai departe și spun, succesul crește stima de sine, eșecul o coboară. Așa că, mergând pe esența aceasta, consecința este imediată și foarte clară. Și eu cred că vedem în jurul nostru. Consecința este autoadmirația, cu niște consecințe dezastruoase. Lucru pe care, din nou, dacă punem în oglindă cu Scriptura, lucrurile din nou nu potrivesc. Perspectiva biblică este pe dos. Dacă voiește cineva să mă urmeze, zice Iisus, de exemplu, în Matei 16:24, să se lepede de sine. Sau tot în Matei, cei din urmă vor fi cei din tâi. Sau poate cel mai puternic afirmație este în Luca 14:11. Oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Mai departe, Pavel, în Roman 12, și nu vreau să mai continui lista, el spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Deci, perspectiva Scripturii, din nou, merge în conflict direct cu acest al doilea principiu al școlii umaniste. În alta stimă de sine, defectează până la urmă. O stimă de sine cumpătată
E altă poveste. Este altă poveste. De fapt, nu știu, sunt răzni dacă avem timp. Roy Baumeister a făcut un studiu timp de vreo 10 ani pe oamenii cu înaltă stimă de sine. Rezultatele lui sunt foarte interesante. Odată, el spune așa, o primă observație. Oamenii cu o stimă de sine înaltă tind să aibă un autocontrol jos, mic. Au dificultăți în gestionarea eșecurilor și dezamăgirilor de care au parte. De ce? Pentru că ei se cred number one. Pentru că ei știu tot și întotdeauna au dreptate. Așa au fost învățați de mici, că ei sunt grozavi, că ei le știu pe toate, că ei pot orice. Și când eșecul vine, sunt absolut dezechilibrați. O a doua observație a lui Baumeister este aceasta. Agresorii fizici, sexuali, membrii bandelor de cartier sunt oameni cu o stimă înaltă de sine. Lucru iarăși interesant, stai puțin, cum se poate așa ceva? El merge mai departe. Cei mai periculoși criminali din închisorile de maximă securitate, spune el, obțin un scor mare la capitolul stimei de sine. Și exemplele lui sunt din nou copleșitoare. Adolf Hitler, Iosif Stalin, Saddam Hussein, Ted Bundy și alți degenerați sociopați stau foarte bine la scorul stimei de sine. Pentru că, de fapt, înalta stimă de sine este problema, nu soluția la problemă. Eu cred că stima de sine înaltă, exagerată, nu stimulează, ci frânează și împiedică munca, răbdarea, relațiile și lista noastră poate continua. Dar am putea spune că dacă copilul stă rău la capitolul stimă de sine, atunci nu va realiza mare lucru sau va ajunge un nimeni drum și nimeni nu-și dorește asta pentru copilul lui. Deci aș vrea ca copilul meu să aibă o stimă de sine crescută. Într-un fel, da, dar cred că ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi ca părinți nu este ca copilul nostru să fie un conducător, ci să fie un conducător de caracter. Altfel, și Hitler a fost un conducător și la ce bun. Știu că trăim în mediul acesta, în cultura aceasta în care toți părinții avem impresia că copilul nostru este un lider născut. Eu n-am auzit niciun părinte până acum să-mi spună copilul meu este un urmaș născut. Toți copiii noștri sunt niște lideri născuți. De unde le băgăm în cap așa ceva? Pentru că avem impresia că lăudându-l și apreciindu-l pentru orice și oriunde și oricum, îi facem un bine. Nu, îi facem un bine. Cred că preocuparea noastră este ca copilul nostru să fie un conducător, să fie cu picioarele pe pământ, dar să fie un conducător de caracter. Așa că o stimă de sine echilibrată îl păzește de foarte multe. Îl păzește de autoadmirație și îl păzește de eșecurile, de reacția la eșecurile care oricum vin în viață. Pentru că când te crezi prea grozav și eșuezi, căderea ta este mult mai dură și copilul suferă mult mai mult. În ultimii ani, în domeniul psihologiei, se discută despre stima de sine care nu îi bine să fie înaltă, nu-i bine să fie nici joasă. E bine să ai o perspectivă cumpătată asupra ta, pentru că s-a demonstrat că stima de sine va fi mereu legată de rezultatele tale. Dacă astăzi fac bine la un test și iau o notă bună, mă voi simți bine în pielea mea, voi avea încredere în forțele mele. Dacă mâine voi eșua, mă voi simți un loser. Așa că, vrem nu vrem, stima de sine este influențată și este dependentă de lucrurile prin care trecem și nu vom ajunge niciodată să avem o stimă de sine suficient de înaltă încât să nu ne perturbe lucrurile prin care trecem. Care ar fi simplurile de adevăr din această teorie și care ar fi câteva aplicații pe scurt? Corect. Școala și mă bucur dacă astea sunt tendințele actuale, mi se pare o revenire la ceva sănătos. Stima de sine este importantă, este clar legată de reușite și mi se pare extrem de important să o păstrăm cumva în echilibru. Da, sâmburile de adevăr a școlii umaniste, cred că este exact acestea. Copilul este valoros și are potențial de a fi bun, de a face binele, dacă și lucrează. Are nevoie de încurajare pentru o dezvoltare armonioasă și cu lucrul acesta sunt foarte de acord. Ei bine, aplicația acestui adevăr este următoarea, sau pot fi câteva. 1.
Să nu ezităm în a ne struni copilul. Este singura soluție pentru o dezvoltare armonioasă. Și acesta poate fi un subiect care va fi dezvoltat, bănesc, mai încolo. Cum strunim copilul, disciplinarea copilului și așa mai departe. Dar copilul are nevoie să fie strunit și merită să o facem. Și poate a doua aplicație are de-a face cu laudele, cu aprecierile pe care le arătăm copilor noștri. Și aș spune aici următorul lucru. Laudele, aprecierile nejustificate și neînțelepte pot produce monștri. Aprecierea de aceea trebuie făcute în special pentru reușitele morale și spirituale și mai puțin pentru performanțele intelectuale, care oricum sunt primite de sus. Nu sunt ale tale, nu tu ești grozav pentru că îți merge mintea foarte bine. Așa că atunci când un părinte își apreciază copiii și vrea să-i laude, ar trebui ca laudele acestea să fie justificate și înțelepte, să aprecieze reușitele morale. Ai fost bun, ai fost cu minte, ai făcut un gest extraordinar față de colegul tău. Ce frumos te-ai comportat, eu știu, la biserică, te-ai rugat foarte frumos. Aprecierile, în principal, ar trebui făcute pentru reușitele morale și spirituale. Și mai puțin, nu deloc, dar mai puțin pentru performanțele intelectuale. Putem să le apreciem perseverența, hrănicia, concentrarea și așa mai departe. Apoi, cred că aprecierile trebuie făcute vis-a-vis de un standard, nu de o persoană. Și asta vă spun din propria experiență. Aprecierile mamei mele erau mereu vis-a-vis de o vecină din bloc, cu care eram coleg. Și urcam pe pereți când auzeam, vezi că cu tare a luat notă mai bună ca tine. Vezi că nu știu unde ai fost mai slab decât vecina asta. Cum te-a influențat pe tine această experiență? Cum m-a influențat pe mine această experiență? Făceam mama când auzeam. Aprecierile deci trebuie făcute, cred, vis-a-vis de un standard, nu de o persoană. Băgându-ne copii în comparație cu alți copii, eu cred că eșuăm total. Întărâtăm copiii noștri, îi băgăm într-o relație stricată cu cei cu care sunt comparați și așa mai departe. Strânește competiție, invidie față de persoana cu care este comparat. Aprecierile deci trebuie făcute față de un standard, nu față de o persoană. Și apoi, cred că aprecierile trebuie să fie justificate și echilibrate. Nu ar trebui făcute la superlativ pentru orice ai făcut lucrurile să ajungă niște aprecieri ieșite din comun. Pentru că nu ai unde să mergi mai sus când face ceva sau când realizează ceva și mai valoros. Nu mai ai unde să mergi mai sus. Aprecierile merită făcute, sunt importante, dar făcute justificat și echilibrat. Și încă un lucru, aprecierile să nu sufoce mustrările. Să nu uităm că și mustrarea este o unealtă de educare. Hai să trecem în revistă și școala behavioristă în ultimele minute pe care le mai avem. Aici promotor al acestei școli de gândire este Skinner, despre care cu siguranță marea majoritate dintre noi a auzit. El susținea că acțiunile și comportamentele noastre sunt condiționate de mediu și reprezintă un răspuns la ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, cu prea puține legături referitoare la ce se întâmplă în interior. El a introdus conceptele de recompensă și pedeapsă. Care e perspectiva ta asupra acestei școli și a felului în care ne influențează creșterea și educarea copiilor? Da. În esență, behavioriștii vor susține că dacă părinții vor învăța să aplice cu succes răsplătirea și pedeapsa, atunci copiilor vor crește fericiți, manierați și își vor împlini țelurile. E bine, din nou, perspectiva biblică, punând în oglinda Scripturii, o astfel de afirmație are doar un sâmbură de adevăr. Restul este dus mult prea departe. Perspectiva biblică, pe scurt, ar fi următoarea. Oamenii nu sunt animale și nu pot fi dresați. Omul nu poate fi dresat, copilul nu poate fi dresat. Spre deosebire de animale, oamenii au voință liberă, cum spuneam deja, și sunt capabili să reziste puterii consecințelor. Asta mi se pare fascinant la un copil, la orice ființă umană, dar mai ales la un copil. Animalele se îndoaie sub puterea pedepsei sau a răsplății. Omul nu, dacă nu vrea. Aici este secretul. Am văzut oameni, am văzut copii care sunt gata să-și saboteze propriul bine doar ca să demonstreze că regulile nu li se aplică lor.
Și aici este diferența. N-ați auzit părinți spunând, copilul meu o ține pe a lui indiferent de ceea ce îi fac. Da, mi se pare corect, pentru că copilul are voință liberă. Niciun dresor de animale nu ar spune așa ceva. Consecințele schimbă conduita unui câine, alegerile schimbă comportamentul unei ființe umane. Sâmburele de adevăr, cred că am putea concluziona în felul ăsta că pedeapsa și răsplata pot produce schimbări de comportament, dar de obicei sunt de moment, sunt trecătoare și inima rămâne cam neschimbată dacă țintim doar comportamentul. Care ar fi câteva aplicații cu care să încheiem? Ar putea fi câteva aplicații, sigur. Pedeapsa și răsplata pot deveni niște manipulări. Așa că cred că în măsura în care putem, trebuie să conducem copilul, să-l ajutăm copilul să facă alegeri bazate pe niște standarde de valoare, nu pe frică sau pe dorințe. Și atunci, pedeapsa și răsplata își are rolul ei, dar cred că ar trebui cât de mult posibil redusă în mecanismul alegerii copilului. Cred că o altă aplicație ar fi, mai nu răsplăti orice reușită. Copilul poate fi deformat puternic dacă ajunge să creadă că fiecare alegere bună și frumoasă se materializează într-o răsplată pe măsură. Viața nu e așa. De multe ori în viață faci lucruri bune, realizezi lucruri frumoase și nu primești nici o răsplată. Așa că poate că nu orice reușită merită răsplătită, iată o aplicație și dacă mai vrei cu o aplicație, cred că ar trebui copiii învățați că alegerile corecte deseori duc la consecințe nefericite pe termen lung. Beneficiile de cele mai multe ori apar pe termen lung, așa că poate tocmai nerăsplătirea copilului s-ar putea să îl înveți o mare lecție de viață. Pentru că ăsta e adevărul. De foarte multe ori alegem bine și vedem că consecințele sunt negative. Pot să copiez la școală, am șansa să la un test să copiez, aleg să nu copiez pentru că este incorrect, aleg să nu copiez, rezultatul imediat care este? Ai picat testul. Beneficiile pe termen lung care sunt? Oh, un om de încredere. Cinstit. Autentic. Lucrul pe care ți le dezvolți după aceea. Am rezistat presiunii. De aceea, alegerile, e o lecție mare de învățat. Alegerile corecte deseori produc consecințe nefericite pe termen scurt. Sunt extrem de benefice pe termen lung, când vine vorba de dezvoltarea caracterului. Mulțumim că ne-ai făcut să gândim și ne-ai dat și temă de casă. Așadar, contează foarte mult premisele de la care plecăm și felul în care ne uităm la copiii noștri. Provocarea pe care ne-a lansat-o episodul nostru de astăzi este să fim părinți care gândesc în termen de dacă îl luăm în serios pe Dumnezeu și manualul lui de instrucțiuni, pe inventatorul omului, atunci vom ști că copiii nu se nasc buni, nu se nasc răi, se nasc păcătoși, se nasc cu o inimă a cărei tendință e mereu orientată spre rău și spre sine, spre împlinirea nevoilor proprii. Să nu ne fie teamă așadar să nu cumva să îi stricăm, mai ales atunci când suntem preocupați în mod serios de investiția în ei și avem motivațiile corecte. Fiecare copil devine, așa cum zicea Ray, un adult responsabil de alegerile și faptele sale. Să nu uităm textele biblice care ne învață lucrul acesta referitor la natura omului, care îi profund defectă. În Geneza 6 zice Dumnezeu, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii lui era toată ziua numai înspre rău. În Ieremia 17:9 ni se spune, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? În al doilea rând, fiecare copil e valoros și are un potențial extraordinar de a face bine pentru cei din jur. Să ne preocupe așadar mai degrabă caracterul lor decât performanțele. Ce fel de oameni devin e mai important decât ce vor face 8-9 ore pe zi. Și nu în ultimul rând să le fim alături și să îi ghidăm în așa fel încât atunci când vor avea de făcut alegeri, să le facă din motivațiile corecte, din standardele înalte și valorile pe care le-am transmis. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, ne revedem în curând la un nou episod
din podcastul Parenting.